Mariana! Da! O lași în pace pe ăla. Eu o las. Mariana, tu înțelegi? Ți-am zis odată că tu ești ca sora mea, nu vreau să am nimic cu tine, înțelegi, nu? Cum îi ferești să stai cu ființă de asta în cameră? Că eu moară ție! Ce scuze? Hai odată aici! Ce scuze am zis acum? Dacă hai odată aici! Ce scuze să mă duc, nu stau la discuții să vii tu să mă faci! Hai încoace! Ce scuze, dacă hai odată încoace! Dacă vrei să mai ai acum discuția asta, ce scuze, zi! Nu mai sta cu mine, de ce tragi de mine atunci? De ce tragi de relația asta dacă tu nu mai vrei să fii cu mine? Nu mai vreau să mă încerc în fiecare zi cu tine, Bogdan, nu mai vreau. Îl iei de mânuță și spui, j'ador, îi prietena mea, nevasta mea, cum vrei, mă vezi tu pe mine, iubita mea, prințesa mea, cum vrei tu, Andra, tu cu ea, să nu mai ai atât. Andra, te-ai certat cu Bogdan? Bine, până să se provoace această ceartă între voi, tu îi spuneai de ei că... Nu vrei să mai stai aici? Da. Vrei să fii realist? Da. Andreea, ești afară, Andreea, ai auzit? Dar eu am dialog și... Ce aveți voi doi de împărțit? O cameră roșie? Da. Da, avem pisit o cameră roșie. Auzi ce zice Livian, că și de el ai zis că, că ți-a dat mesaje. Că o plac și în momentul în care ies de aici vreau să o caut, să am ceva cu ea. Nu. Tu, Livian, ce faci dacă se răzbună Denisa pe tine și te cheamă în camera roșie? Pentru că ai refuzat-o la dans. J'adore, vin aici. Fac striptease, bă. Deci chiar nu pot să mai înțeleg emisiunea asta. Chiar mă supăr tare. Cum să-mi facă fetele striptease? Marius! Chiar? Hai. Și tu. Dar să ne mai cheme. Hai că continuăm. Ce acolo? Nu știu, cred că dă-l. Eu nu dansez. Gata. Nu știu ce. Nici eu. Mare, acolo, la eu nu fac trifi. Ce are, mă, e haosul? Trebuie să faci strictiți, dar așa tot... Vă fac strictiți. Jador, du-te! Ia ține mea! Jador! Plecat odată, nu mai auzi. Am zis, de ce faci așa cu pe fetele? Mariana, iar Mariana. De cum închide gura la asta, dacă nu-i place de el? Îmi dă apă la moară, frate, la fără pasă. Dar ce-ți pasă? Tu te dai că vezi să mă lauză, că doamne... Tu, Mariana, tu nu trage, tu nu ești. Bază, tot am zis, că te prezint un lucru. Tu nu ai fost și nu o să vii, dar eu sunt cameră. Am fost de nebun, nu mai fost. Deci, fată, dar oprește-te cu jardela tău. Jardela? Da, de tot așa trebuie. Și să vedeți așa. Dar de ce? Da, așa. Eu doar am spus să defeci și ea, orice, mai, 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 să ducă la spital. Foarte ciudă că am făcut și nu îți dai și Mariana Dumitrache, tu nu o să fii niciodată, că nu mi-e. Dar nu vreau, că dacă vreau, poate eram. Da, 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 da. Cum o zis el, încurci realitatea. Tu taci tu din bună. Taci tu. Tu nu mă provoca. Auzi, bă, Jador, că dacă voia ea, era și ea Dumitrache. Ăla Dumitrache, dar nu a vrut. Fata, stai, că nu mă interesează. Tu te... Fetele, la fel să faci. Mă, ce are. Nu mai pot! Scurpe asta, nu mi-e conținut, doamne, iartă-mă! Du-te la jardel și stați împreună! Jardel! Poate, dar eu vă rog! Dar apoi s-o duc ăla ne... Și ăla se spună, bă, femeie, nu te vreau! Mă, disperi! Ce vreau? Jador! Vă țineți în lesă! Asta! Că mă disperă într-una. Păi, dar are probleme grave, mai grave acum de când vin de tot. Pune, omule, că își dă filme, dar deci mă disperă. Uite. Mamă, mamă, disperat, are probleme. Mă, într-una. Da, măi, dar s-o ducă la... Tu, da, voi mă gândi să pățească ceva de la... Da, Elo, ce ai, măi? J'ador, no, dar nu e ok. Acum vorbesc. Okay. Dar tu de unde știi că nu i-am spus eu ei că nu mă plac? Bă, dar ai stresat, ai ce-ai zis? Măi, femeie, am spus, dacă am explicat ce vrei să fac. Nu știu, frate, dar... Exact, spune mai dur! Dar simți tu nevoia, nu-ți place că mă place ea sau ce? Ce treabă e? Doamne, ai milă, du-te de aici și tu atunci, clar. Ia vine, frate, în continuu și mă termină psihic, mă terorizează. În fine, dai pace. Da, zi-mi și mie numele, te rog, adică normal, că eu n-am zis. Numele tău nu l-am pocit în niciun fel, ca să te iau la mișto, gen. Acum îl dare numele. Acum, da, faptul că asta e drogată după el. Cum i-ai zis, cum e? Poți să-i zici Stella. O să-i spui cum i-ai zis mie, Jador. Aia zici? Ela. Poți să-i spui Chucky, Ligi. Chucky.
dacă vrei. Când vrei să jignești, să jignești, de nu e o problemă. Iar înțelege mai bine prin jigniri. Măi, ce ai, măi, Ligi? N-am nimic, îți spun numai, ca să o faci să înțeleagă că exagerează și că tu chiar nu vrei. Are impresia că noi o zicem așa la Caterin că tu nu o vrei. O zici că suntem geloase. Nu de mine, mai de Mariana vorbește. Măi, frate, i-am explicat, i-am zis. Dar trebuie să explici altfel, Jador. Noi asta încercăm să-ți spun. Doamne, ce ne mai doare! Doamne, ferește mult! Anabel, parcă îi din filmele de ignoranță! Mă puneți într-o postură în care ar trebui să fiu nașpa cu nou. Mai zi o dată, nu merită Mariana. Mor de ciudă că sunt Mariana Dumitrache. Postură, adică vă mă împingeți de la spate să fiu nașpa cu un om și după ce sunt nașpa, nu îmi pare nașpa, rău. Jador. Și de ce să fac ceva? Dar cu mine, nu fac. Băi, nașpa! Nașpa, ca să-i spui două cuvinte, să nu ne mai terorizeze. I-am spus, mă. Pe lasă să-i terorizeze cu toată casa. Vorbă și vine peste mine și mă terorizează, dar... Dar o terorizat-o și pe Dea, și pe... Dar și cine era? Să suportăm noi! Toată casa ne-o terorizat, ce să-i fac? Să mă facă falsă, că ai zis tu că sunt falsă. Și ceva că-i plesnesc cu un anumele tatălui. Cât de... ok, aș fi eu, dar și o limită. Păi eu i-am zis ce fac fetele găluște. Termine, cu Dumitrache, cu cine... Dar pe mine nu mă asta mă deranjează. Pe mine m-a deranjat că m-ai luat tu la mișto așa. Și nu m-a pulit. Dar ar vedea mai bine la televizor. Hai să fii respectiv. Bogdan, mi-am permis. Am întrebat doar dacă fetele au terminat pe deasă și se strâmbă și zic, zi-mi... După ce pleci tu, o să pună melodia. Măi, nu știu cum să fac, măi, nu știu cum să fac, crede. După ce pleci pe... Ok, dar auzi, nu știu, și în vlogurile tale și tu, nu vezi... Dar băi, Mariana, tu mai rinzi ca pahar. Da, stați, din... Măi, Mariana, dar tu ce tot bei acolo, că nu mai ai nimic ca pahar? Dragi, dar nu mai ai nimic. E emoții de stres, că nu mai pot. Mariana. Da. O lași în pace pe ăla. Eu o las. Dar am zis la noi. Bine, nu te mai lua de fete, ok? Te vezi? Ea vine la noi și mă berează pe mine cu Jador. Ia, eu lasă, nu dar nu vorbesc cu băieți. Adică n-ai vorbesc mult și prost, asta e tot. Lasă-o în pace pe ăla. Ai cum se îmbracă, cum dansează. Lasă toate fetele în pace. Coz că vrea să mă înfurie pe mine că iau să vorbesc cu Jador. Mariana, tu înțelegi ce am zis odată că tu ești ca sora mea, nu vreau să am nimic cu tine, înțelegi, nu? Ele tot îmi repetă și repetă. Păi, da, și eu îți repet. Multe zici. Ți-am zis de multe ori. Chiar că... Ești ca sora mea. Lasă, că tu... Sunteți mulțumite! Multe zici, sora mea înțeles pentru ea e iubire eternă. Ce ai zis? Pe, ea, la ea, sora mea este egal iubire eternă. Ea, așa îmi zice. Dar ce te-ți pasă ție? Ce-ți pasă ție? Taci din gură! Care, dar nu vreau, taci tu! Cine ești tu? Păi, a venit cu putere de acasă. Și dacă dau o stângă de dreapta, nu mai... Păi, ai zis că nu te interesează, Jador. Ce la amenință, ia urmă la noi, normal. Nu mă pune pe loc, că vorbesc bine de fete. Ia uite, așa bărbatul să înțelegi. Ca un cățel care latră la altcineva. Măi, măi, Mariana, în partea aia țipă, aici e televizor, acolo, nu la noi. Nu vreau. Păi la ea țipă, nu la noi. Eu aștept fetele să mi le iau acasă. Ce-ți aștept? Fetele. Nu am înțeles. Mai zic că stai noi. Nu vreau să mă urc la gas, mă doare cap. Cum îmi fer să stai cu ființă de asta în cameră? Te omoară ții. În două zile a ajuns. Da, era prietena ta. Aia ți-e furie pe ea cu Mariana Dumitrache. Băi, nu știu, dar am venit de acasă cu niște o stare și mi-a stricat-o ființa asta în momentul ăsta. N-am nimic. Azi ia-ți-l pe Jador, duceți-vă împreună în luna de mere. Duceți-vă. Și ce m-a întrebat Jador? Uite că Jador ți-a dat speranțe că te place. Uite ce mi-a zis mie azi ăla. Ce? Nu vorbesc deloc cu Jador. Ce? Da, m-a întrebat. Tu dacă mai minți o dată, deci vin sus la tine. Nu ce a zis Maria? Marea când m-a întrebat, o zis că Jador ți-a dat speranță să te place. Băi, hai aici, Mariana, hai că iei. Hai că iei. Hai că iei. S-o apuci. Dă-te, dă-i pace. Ia să închide. Ascultă-mă, că eu nu te mai suport deja. E deschis-o șasă la altă. Să vezi ce Jador îi dau. Deschide acum! Acum am deschis! Termin. Dar ui zis așa! Deschide disperat-o, discreerat-o, eu. Pe aici nu s-o deschide. Tu, dar nu-i normal. Jador, stăpânește-o pe ăla că moare de gelozie! Tu te duci și te culcă, tu! Ia-i ciudă că sunt Mariana Dumitrache! Tu, ce e mai rău? E ciudă! Asta e sunt! E ciudă, mare, e ciudă! Tu du-te la Socola, tu și rezolvă-ți problemele!
Mariana! Da! M-ai palit cu asta peste dinți! Bă! Da, și-mi vedeam să iasă! Dar ce-a râsat cu asta? Băi! De drum! Da! Bogdan, așa de tare te iubesc! M-am venit cu brățarele de tăi! Dar de ce vedeam sare? Jador! Doamne, ferească Dumnezeu! Aliviar, ajutor! Stai, Bogdan! Ce comandă? Bro, baterii! Bine, scuze! Hai odată aici. Ce scuze am zis acum dacă... Hai odată aici. Ce scuze să mă duc, nu stau la discuții să vii tu să mă faci. Hai încoace. Ce scuze dacă... Hai odată încoace. Dacă vrei să mai ai acum discuția asta, ce scuze, zi. Nu mai sta cu mine, de ce tragi de mine atunci? De ce tragi de relația asta dacă tu nu mai vrei să fii cu mine? Nu mai vreau să mă încerc în fiecare zi cu tine, Bogdan, nu mai vreau. Îl iei de mânuță și spui, Jador, îi prietena mea, nevasta mea, cum vrei, mă vezi tu pe mine, iubita mea, prințesa mea, cum vrei tu, Andra, tu cu ea. Să nu mai atât. Andra, te-ai certat cu Bogdan? Bine, până să se provoace această ceartă între voi, tu îi spuneai de ei că nu vrei să mai stai aici. Da. Vrei să fii realist? Da. Andreea, ești afară, Andreea, ai auzit? Dar eu am dialog și... Ce aveți voi doi de împărțit? O cameră roșie. Da. Da, avem pisit o cameră roșie. Auzi ce zice Livian, că și de el ai zis că, ei da, că ți-a dat mesaje. Că o plac și în momentul în care ies de aici vreau să o caut, să am ceva cu ea. Nu. Cu Livian, ce faci dacă se răzbună Denisa pe tine și te cheamă în camera roșie? Pentru că ai refuzat-o la dans. Da.